please drink. They don't deserve anything. Don't look at them. Don't talk to them. They will beg for your money. Keep walking. Când am terminat liceul, am fost mecanic auto tehnicul oficiu și șofer. Păi după liceu am lucrat la domeniu 2 ani, 3 ani. Păi cum am mers în armată, m-am angajat la armată. Lucrat la grăniceri. Deci, control pe CTP la vagoane și la trenurile de persoane care treceau dincolo și care vineau de dincolo. Am o viață foarte bună, mă. Asta a fost toată chestia, că nu mi-e rușine să zic. Cât am lucrat la control pe CTP, încă soția trăia atunci. Și ea lucra barmană ospătară la Gara Mare. Și eu am fost în tură de noapte, am ieșit din tură, m-am dus acasă. M-am schimbat, atât am apucat să fac un duș, chiar mă vroiam să mă pun să mănânc am ceva, și zic, mă cur. Mă sună soția, zice către mine, ce faci? Că acum mă pun să mănânc. Zice, urcă-te în mașină și hai repede până la mine la lucru, că am ceva probleme. Zic, spune-mi ce probleme ai. Sau dacă ai ceva probleme serioase, du-te la colegii mei. Dar vine, dar eram șeful lor, la soldați și la una, două interveneau. Totuși, dacă e ceva urgent, hai că mă duc. Mă duc acolo, intru în restaurant, zic, nu, ce mai? Cu ce mai ai chemat aici? Ce stai un pic? Între timp mi-a venit șeful ei, sau șeful ei era un fel de rudă cu, adică cu maică mea nevoie. Ca și cu mine, că era un fel de nepot pentru el. Zice către mine, hai, aia mă, ce și beau cafea cu mine, mă, dacă tot ai venit până înapoi, până aici. Aveam băut cafea și între timp apare un individ, aștept eu că cine, și s-o legat de ea, de soție. Și zice către mine, ia, vezi că ăsta e. Am ieșit de acolo de la SPR-ul lor, am ieșit și m-am dus la domnul respectiv și i-a zis, domnul, aveți ceva probleme cu doamna? Și zic, dar tu cine? Între timp apare taicul de la țară și el când vinea totdeauna în ora, mergea la lucru, vinea pe la nevastă mea și lăsa pachet ca să... Pentru noi, am ouă, băi, nu știu. Taică mă întreabă pe mine, Neluțu, ai ceva probleme? Și îl înjură și pe taică, tot așa. Atunci mie nu mai trebuie mult, că maică mai era moartă, atunci am dat o palmă și un pum. A căzut și a fost pe numele tatălui. Și nu voiam, n-am vrut ideea asta. Eu am zburat încă după ce l-am lovit, zic să resuscitez sau să fac ceva. Ce să mai păcim, era cu cap. Avea în fața barului, era un postament așa și-o dat în postamentul. Era de beton, nu de fier, de lemn. Băgat la pușcărie, m-a dus, m-a condamnat tribunalul militar, ăla a fost polițai. Și dacă era polițai, dacă era de la noi, dar nu era de la noi, era din Cluj. Și ăștia de la noi, poliția TV, toată poliția o cunoșteam. Că noi colaboram cu ei, că dacă prindeam pe cineva în tren sau ăsta, bă, chemam pe ei. În prima instanță mi s-a dat 16 ani. M-a băgat la umor. Părinții lui, tatăl său procuror, mă s-a avocat. Pe mine când mă condamnam, am condamnat tribunalul militar, tribunalul civil. Tribunalul civil nu-mi dădea atâta. Și așa m-a băgat la umor. Nu, m-a dat 16 ani. Am făcut eu recurs, m-am dus la București, tot. Jaba, tot acolo a rămas. Am fost aici la Oradea, m-a trimis la Chier, la Iud, Jilava, și în ultima stație a fost Vaslui. Acolo am făcut cel din pedepsă, cel mai mult 4 ani jumătate. Și era să ocupa de deținut de la reeducare, educator cum ar veni, ca să te facă să intri în societate și tot. Acolo a venit, mă zice, tu ți-ai citit tot Sarul Calume. Zic eu, de ce? Poate scrie-te la mine la audiență, și că eu eram mecanic la garajul penitenciarului. Eram muncitor, deci, la toți polițaii, la
comandantul ăsta, eu le făceam mașini. Și mașinile unității, am camioanele, autobusele și astea. M-a dus la el în audiență, citim amândoi dosare. O să fac o cerere. O scriu eu prima dată, păi eu o transcriu, ca să se vadă că nu e scrisul meu, ce a însemnat, și am trimis la Procurorul General al României. Am trimis, a zis, nu o să fie din asta nimic. Deja aveam executat 7 ani și 8 luni. Mă cheamă la București iară, dar m-a dus cu escortă de la Vaslui până la București. Am ajuns la București, m-a audiat procurorul, așteaptă răspunsul la Vaslui, la penitenciar. Trece o lună, două, trei, patru, nu mai fi gânaște nimic. Mă duc eu te mai departe, n-am cu speranța că o să deie drumul. Chiar făceam mașina comandantului, vine un coleg de-al meu, care era în cameră cu mine, zice, bă, merge acasă. Zic, aiurez? Serios. Între timp vine ofițerul de serviciu. Ioane, merge acasă. Nu-mi vine să cred. Am toți. Bun, trecut alea 7 zile. Aveam o prietenă de acolo, din Vaslui, cum am fost în spital, că am fost operat. Am fost operat și m-am cunoscut acolo cu asistentă. Și era maestru meu de la garaj, care eu să-ți la fată, că vezi că merge acasă. A venit săracă cu haine cu tătoare. Asta am cu ce merge acasă. Nu, am... Mi-a dat drumul, am stat o săptămână la Vaslui, am venit acasă. Încă taică mea trăia și bunic meu de unde era. Mă duc acasă, de episcopie. Am văzut bunicul, pe veni se preadă că ziua. Tata, de ce tot e în grădină, că acolo. Mă duc în grădină. Când m-a văzut taică meu, zice, mă, ce coți acasă? Cum mă duc aici? Aia e bătat? Doamne ferză! Nu, și-a marcat biletul de liberare, tot. Nu, ne-am dus în casă și a stat. Zice către mine, vezi că ai garsonieră. M-am bucurat. Aveam o garsonieră pe podule. Și am dus acasă, aveam chiriașă. Aia că m-a văzut, nu știu că eu... Ea știa că-s înăuntru, dar nu se aștepta să apară așa repede. Zice, dar cine sunteți, domnule? Sunt băiatul domnului. I-am zis, care, uite, treabă, chiar era de sărbători, de florit. M-a înțeles fata, dacă vrei să stai, poți să stai încă. Că avea, era loc în garsonieră, că era garsonier mare, foarte mare. Se poți să rămâi, că nu mă deranjez cu nimic, că el vrea la un restaurant, un pizzerie. Zice, și așa, numai noaptea vine acasă, un, două, după mine nu te trebuie să facem. Am stat încă 3 luni la mine și după aia și-au găsit în altă parte și au plecat și a rămas singur. După aia, după un timp, chiar de Sfântă Mărie, nu o să uit asta niciodată, m-a cunoscut o persoană. Aia atâta m-a, într-adevăr că m-a păcălit. În 15 august am cunoscut-o, în 5 octombrie ne-am căsătorit. Nu zic că s-a aranjat. La cât, după aia am aflat eu mai multe de persoana respectivă, că ea normal de-aia s-a căsătorit cu mine ca să-i demonstreze la prietenul ei, după când vine el din armată, ea e măritată. Chiar că după ce a venit din armată, s-a dus înapoi la el. Eu am zis, că asta ce-a fost? M-am divorțat. Nici n-am văzut-o, nici nu știu de-o. Cred că de la divorț n-am mai văzut. Aia că m-a păcălit și cu garsonera, a rămas fără garsonera. Mi-am murit părinții și... Hai că mi-am murit la 41. Când aveam mai mare, nu, e de...
Atunci chiar mă căsătorisem și, no, bine, într-adevăr, n-au apucat să-și vadă nepoțelul. Am un băiat de 36 de ani care e plecat în Italia, dar nu știu ce e. E căsătorit, am 3 nepoțele, nici nu le-am văzut încă și mai am încă 2 fete. Aia mijloce mă mai sună din când în când. Acum, nu de mult, m-a sunat când o născut, care un băiețel. Asta la altă mai mică, asta, după cât am înțeles, că e plecată și ea la soră sa. Nu știu precis, dar s-ar putea să fie plecată, nu știu. Nu știu, de ea nu mai știu nimic. Au avut numărul meu de telefon. Nu, eu sunt ghinionesc cu telefonul. Anul trecut am pierdut 15. Anul ăsta am pierdut deja 4. Nu, le pierd, nu știu. Că până acum nu umblam cu pantaloni cu fermoar, dar atunci m-am învățat mult. Și asta l-am pierdut odată, dar norocul că s-a găsit. Și nu, norocul persoana respectivă mi l-a adus înapoi. A fost cum se cade. Soția a murit. Când a avut micuța, aia mică avea 3 ani. Și copiii eu am crescut singur. Singur și am avut noroc în taică meu, că el a murit acum anul de 8 ani. Casa bunicilor și taică meu a stat cu una care a mâncat banii după el și toate. Și acum sunt în tribunal cu ea pentru casă. Casa, deci normal nu e casa ei, e casa bunicilor. Și ea n-are niciun drept. Lucrez cu ziua. Depinde, este când lucrez în ospătar, este când bucătar, când sunt festivaluri, la festivaluri. Așa cum am citat, este festival, pe aici mă duc și am un prieten de copilărie cu care am crescut și totdeauna mă cheamă, hai, ajută-mă la montat, la demontat. Deci mai am încă o doamnă care are de-astea saltele gonflabile. Merem la, tot așa, la festivale, zile onomastice. Păi ea o cunosc de 20 de ani, pe doamna, și are încredere în mine că știu cum se montează, cum se demontează, știu să le împachetez, știu să vorbesc frumos cu copiii. Acolo trebuie, dacă vorbești curând cu copiii, vine tata ei sau a cui e o palmă că nu știu cum să mulțumesc. Am început, am mai stat pe la unul, pe la altul. Un timp mai am noroc câteodată cu verișorul, mai mă duc la el și doar, dar 5-6 ani. Într-adevăr că mi-e și greu, mai am, nu, că dacă mai mă duc la lucru, când mă duc cu topoganile astea, cu astea gonflabile, este că trebuie să rămân acolo ca să am grijă de ele și avem o casă de jocuri. Și aia se închide, e ca și o rulotă, cum ar veni. Numai că se joacă ăștia, ai loc să dormi ca lumea, că e alteaua așa greasă și atâta, duc o pătură, ceva și dorm acolo. Cam câte zile stăm. Și acum, de exemplu, nu știu când, abia așteptăm să văd când, să zic că plecăm la Marghita, 10 zile. Mâncarea nu-i problemă. Asta nu te lasă fără mâncare, doamna asta, nici dacă... Maia când s-a născut fiul meu, atunci a fost parcă cel mai fericit om. Bine, nu numai fiul meu, și fiica mea, fetele, și la alea m-am bucurat foarte mult. Nu știu. Să mă caute. Mai ales fetele. Băiatul nu. Dar nu, nici n-aș vrea să dau cu ochii cu el, că... Eu îl judec pentru că eu când el avea 18 ani, atunci stăteam foarte bine cu banii, lucram în vamă și mi-a cerut niște bani. Ce vrei să faci? Nu mi-a zis.
El a plecat dincolo. De atunci... Thank you for listening to John's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it here. I hope to see you again next week.